Bun. Vreau să începem cu câteva chestii organizatorice. Bine ați venit la workshop-ul de NLP. Ok. Pentru cei care sunt pe Discord, am pus pe pagina de workshops resursele la chestiile pe care o să lucrăm astăzi. O să începem a vorbi puțin pe niște slide-uri, după o să avem două colaborări cu exerciții. Pentru cei care din diverse motive nu pot să se conecteze pe Discord, ele sunt și pe GitHub. Nu știu dacă ați observat până acum că aveți acces la GitHub-ul de workshop-uri. Ok, link-ul este și pe site-ul nostru. Stai să vă arăt unde. Este jos de tot în footer, în caz că nu l-ați găsit. Altfel e workshop 2024. Și aici avem link-uri la cele de ieri, link-uri la cele de azi, o să fie deep learning-ul după mine. La partire de exerciții, chiar dacă ridicați mâna și eu nu sunt pe fază să vă răspund, este Cristin Spate, care a câștigat Nitro anul trecut, este mentor aici, poate să vă ajute. Dacă aveți întrebări pe care vreți să mi le puneți mie explicit, faceți un mic semn rânei ca să poată să ajungă cu microfonul, ca să se aude și în online. Ok? Bun. Deci, putem începe. Nu s-a conectat la net. Pot să mă întorc pe Wi-Fi-ul tău? Bine. Mulțumesc. Vreau să vă prezint o intuiție asupra unor chestii pe care ar trebui să le știți despre cum funcționează partea asta de procesare de text. Știți ce înseamnă NLP-ul? Ați mai auzit de NLP? Da. NLP vine de la Natural Language Processing, în română înseamnă procesare de text. Noi absolut tot ce învățăm în zona asta de AI o putem aplica pe diverse medii. Adică există chestii aplicate pe text, pe video, pe imagini, pe sunet, pe absolut orice. Nu știu cât de mult ați avut ocazia să vedeți deepfakes, să vedeți videouri în care se autogenerează chestii automat. Alea sunt pe zona de, well, toate. Este și video, este și sunet, dar noi aici vorbim doar despre text, asta este ce ne-am propus pentru aceste workshop-uri. Primul lucru la care ar trebui să ne gândim când vine vorba de text este, dacă mai țineți minte de workshop-ul de ieri, voi când îi trimiteați unui model să lucreze, îi dădeați o listă, mă rog, o matrice cu numere. Noi nu avem o matrice cu numere. Noi, practic, am vrea să-i dăm texte întregi. Am vrea să-i dăm propoziții, am vrea să-i dăm cuvinte, am vrea să-i dăm, well, asta. Așa că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne gândim cum putem să transformăm în numere toate aceste cuvinte. Pentru noi cuvintele astea deja reprezintă ceva, dar pentru calculator e puțin mai complicat. Sunt diverse moduri prin care putem face asta, o să discutăm despre câteva astăzi, dar prima dată vreau să vă gândiți cumva intuitiv la de ce putem face asta. Știți testele alea psihologice, presupun că toată lumea a făcut cel puțin unul în viața lui, în care spun cât de extrovertit ești, cât de deschis ideilor noi ești, cât de absolut orice. Și sunt efectiv numere, îți primești un punctaj de la 0 la 100, poate nu zice efectiv cât e punctajul, dar te pune pe un cerculeț. Noi putem considera pentru cuvinte, avem acest prim feature. Pentru un cuvânt putem să știm cât de extrovertit e, că ar fi puțin ciudat, putem să știm cât de om e, cât de substantiv e, cât de multe. Momentan o să rămână metafora asta cu oameni. Așa cum am putut să-i punem prima caracteristică, pentru noi nu e important dacă e de la 0 la 100, dacă e de la minus 1 la 1, dacă e de la 0 la 10, ne e foarte ușor să trecem dintr-o parte în alta. La fel putem să-i adăugăm tot mai multe feature-uri din astea. O să le... Atunci când ne referim la un vector care ne reprezintă mai multe... Ați făcut feature-urile ieri, nu? Parcă o să reamintesc oricum. Atunci când avem un vector care reprezintă cumva un cuvânt, el are mai multe dimensiuni. Aici să zicem că avem momentan doar două dimensiuni. Fiecare dimensiune din asta este un feature. Cu ce ne ajută asta? Noi dacă am putea să ne uităm în 2D, ușor să ne uităm să vedem efectiv unde apare persoana, dacă are
un 0,8 pe axa OX, un 0,4 pe axa OY. Atunci când ajungem la 100 de feature-uri, e puțin mai greu să-l vedem în 100D, dar există anumiți algoritmi care ne lasă să-i vedem efectiv pe imagine, ca să ne fie nouă mai ușor să înțelegem ce se întâmplă. Bun. Și după cum spuneam, tot așa pot să fie multe caracteristici. Dacă, să zicem că până acum am făcut profilul lui Jay, Jay este șofer de autobuz, Jay trebuie să se pensioneze și în locul lui echipa de la HR încearcă să pună o persoană care seamănă, e cât mai apropiată de personalitatea lui Jay, pentru că s-ar integra cel mai bine în mentalitatea companiei. Și am făcut aceste teste psihologice, avem aceste rezultate pentru toată lumea. Care credeți că e persoana care ar fi cea mai apropiată de personalitatea lui Jay, din ce știm până acum? Da, persoana 1. Intuitiv, pare că numerele sunt mai apropiate. În prima dimensiune, și persoana 1 și persoana 2 sunt cam la aceeași distanță, dar pe dimensiunea 2 e destul de clar că persoana 1 e mult mai apropiată. Și asta a fost doar în două dimensiuni, doar la trei persoane, așa că nu e ușor să ne uităm. Dar vă puteți da seama de ce, pe măsură ce cresc dimensiunile, cresc numerele, numărul de persoane, nu mai e atât de ușor doar să ne uităm direct. Așa că aplicăm cosine similarity. Care este efectiv distanța pe axa 2D, 3D, 4D și așa mai departe. Formula pe care cred că ați făcut-o la mate, dacă n-ați făcut-o la mate, o să vă arăt mai încolo, oricum n-aveți nevoie să știți pe de rost. În Python, în general, nu prea aveți nevoie să știți cum funcționează formulele în spate, le aveți. Din formulă. Da, e normal. Da, e normal, e normal. Ar trebui să iasă distanța între minus 1 și 1. Și distanță 0,87 înseamnă că este extrem, extrem de apropiat. Cu cât ne apropiem de 1, cu atât seamănă mai mult cei doi vectori între ei. Pentru că practic astea sunt vectori pe oricâte dimensiuni. Partea mișto la cosine similarity este că îl putem aplica pe oricâte dimensiuni și funcționează exact la fel de frumos și de repede. Așa că nu mai stăm să ne uităm noi aici, să ne dăm seama care seamănă cel mai mult cu J, doar aplicăm formula. Suntem ok, luăm pe cel mai apropiat. Bun. Aici e un tâlâdâlă de la ce am zis până acum. Ok. Vedem cum putem face asta pe cuvint. Asta este un cuvânt cu 100 de dimensiuni. Și am pus numere pe fiecare dimensiune. Numere pe care nu le-am calculat eu, le-am luat de undeva. Le-am luat dintr-un model care a fost deja antrenat să-mi pună numere pe acest cuvânt, să-mi spună într-un fel sau în altul ce se întâmplă acolo. E destul de greu de urmărit, presupun că majoritatea oricum nici măcar nu vedeți aceste numere până aici. Așa că o să le pun culori. Roșu este, cu cât e mai roșu, cu atât e mai sus, cu cât e mai albastru, cu atât e mai jos. Nu ne interesează efectiv cât e numărul, ne interesează distanțele între ele. Dacă pun mai multe cuvinte, putem să vedem așa, oarecum, dacă seamănă, nu seamănă. Parcă man și woman seamănă pe multe dimensiuni, parcă și king seamănă cu man, este de genul ăsta. Și, again, putem face asta pe toate cuvintele. Am spus mai devreme că o dimensiune poate să însemne orice. Când vă uitați la aceste cuvinte, vă puteți gândi la ce ar putea însemna o dimensiune? De fapt, nu neapărat la aceste cuvinte, la modul general. Vreau să-mi spuneți niște idei de ce credeți că ar putea reprezenta o dimensiune. Despre acel obiect, de exemplu, numărul de litere, poate? Da, da, este o observație bună, într-adevăr, poate să arate chestii care țin de formă, cât de multe litere are, cât de multe vocale are, cât de multe repetiții sunt în cuvânt, câte silabe are, într-adevăr, se poate. Alte idei? Da? Aici. Vreau să știu dacă noi ne putem uita și la semnificația cuvântului. Adică, de exemplu, dacă este gen masculin, feminin, da. Se poate? Da. Da, da, da. Una din dimensiuni, cu siguranță, la cuvinte umane, o să fie genderul. Și asta, de ce vă spun cu atât de mare siguranță, este pentru că e atât de ușor să observăm gender bias-ul în foarte multe locuri. Da, că adică e binar, de obicei. Poftim? Că de obicei e binar. Da, și chiar dacă nu e binar, dacă chiar și acum, dacă încercați să faceți traducere din română în engleză, hai să zicem din română în maghiară, care nu are gender, înapoi în română,
o să se păiască genderurile așa cum se așteaptă. Adică doctorul este bărbat, nurse este femeie. Chestia asta nu este o problemă rezolvată. Alte idei. Dacă este un concept real sau un concept imaginat? Da, da. Bun, deci ați cam prins ideea. Poate să fie orice. Poate să fie și cât de substantiv e, poate să fie și cât de royal e, și cât de om e. Poate să fie o caracteristică din asta, poate fi împărțită pe mai multe dimensiuni chiar. Se pot face orice fel de combinații pentru că astea sunt numere. O sea că orice putem noi să calculăm se poate întâmpla aici. Singurul lucru e că nu putem ști noi efectiv ce este fiecare dimensiune în parte. Asta e ceva ce știe doar programul. Mai puțin dacă stăm să ne le scriem de mână. Putem să ne le scriem de mână? Nu vrem să ne le scriem de mână. O să vă explic cum funcționează mai multe modele și cum se scriu de mână, dar nu vrem să le scriem de mână. N-are niciun sens. Bun. Pentru că sunt numere, putem face și operații pe ele. Și o să vă arăt tot așa în laboratorul, mă rog, în partea de exerciții din cursul de azi, cum putem face operații. De exemplu, putem face king minus man plus woman. Ne așteptăm să iasă queen. Vedeți și aici care este, se face reprezentarea pentru scăderea celor două, adunarea woman. După care, la final, queen, observați că nu este identic. Este ok, este expected. Nu o să iasă lucrurile perfect. O să iasă cu acuratețe de 0,85, după care o să fie lista de ce altceva ar mai putea să fie. Care seamănă, ce seamănă cel mai mult cu aceste 100 de dimensiuni pe care mi le-am fixat eu. Pot să adun oricâte cuvinte, pot să scad oricâte cuvinte, pot să mă aștept să ajungă la ceva sau pot să nu mă aștept la nimic și doar să văd ce se întâmplă. Dacă încercăm chestii prea la mișto, s-ar putea, probabil acuratețea o să fie foarte mică de gradul de similaritate. Dar o să vedem. Bun. Întrebări până aici, din direcția generală, sau trecem la metode efective? Noi am făcut dimensiuni pe un cuvânt, dar un cuvânt și-ar putea schimba sensul dacă este pus lângă un altul. Cum le prezintă scuze, nu am auzit. Poți să zici puțin mai tare? Noi am pus dimensiunile bazându-ne pe un cuvânt, dar cuvântul și-ar putea schimba sensul dacă e pus lângă un altul. Da, da, se poate. Da. O să vă vorbesc puțin de tot despre chestia asta, dar, într-adevăr, metodele mai noi de procesare a propozițiilor nu mai procesează cuvintele individual, ci se uită la întregul context. Adică ne putem imagina că e un black box în care intră cuvintele unul câte unul câte unul și după din el iese ceea ce se întâmplă mai departe. Doar că black box-ul ăla este un transformer, adică cursul de joi. Așa că nu o să intru prea mult în chestia asta. Ok. Dacă vă arăt această geantă, să zicem că sunt un agent de securitate de la intrarea în ambasadă și trebuie să pun categorii oamenilor cumva. Și văd că cineva... Totul mi-aș lăsa geanta să intre pe acel slider la intrare, trece prin X-ray, mă uit la ea, văd că cineva are în geantă asta. O să, dacă vreau să spun într-un cuvânt, o să spun că are o geantă de fructe. Persoana asta o să spun că o să aibă o geantă de bani. Persoana asta are o geantă de tot fructe. Chiar dacă mai sunt și bani pe acolo... Când încercăm să rezumăm totul la un singur cuvânt, ne cam interesează majoritatea. În multe contexte, faptul că e 1, 2, 3 chestiuțe pe acolo în plus, este neglijabil. Exact același lucru putem face și cu cuvintele. Putem să ne uităm la documente întregi, să numărăm doar de câte ori apare fiecare cuvânt și asta este identificatorul cuvântului respectiv. Asta este vectorizarea noastră. Am dat puțin spoiler. La ce putem folosi asta? Da. Da, pentru spam detection. În cazul spam detection-ului, într-adevăr, ne interesează, este un red flag dacă vedem că cuvinte specifice, cum este winning, now, ofertă de neratat și așa mai departe, sunt cuvintele sau expresiile care apar cel mai des. Și atunci, într-o situație din asta, pentru noi, o vectorizare de tip bag of words este suficientă. E exact ceea ce ne trebuie. Pentru noi este suficient doar să numărăm de câte ori apar cuvintele și să vedem dacă anumite cuvinte sunt mai sus decât altele. Asta nu înseamnă că ar fi rău să găsesc cuvântul winning sau euro în general într-un e-mail. Înseamnă că dacă astea sunt cele mai dese cuvinte, atunci probabil e o problemă. Bun. Cum o să arate asta în cod? Pentru fiecare document în parte, noi la început de tot
Fiecare model are un stagiu de train și un stagiu de predict. La train, el se antrenează pe model, învață, de exemplu, cum să vectorizeze fiecare cuvânt în parte, fiecare propoziție, fiecare document. La predict, îi dăm noi exemplele noastre și el ne dă un output și ne spune ce se așteaptă să fie acolo. În partea de train, el pur și simplu identifică toate cuvintele unice. Atât. În partea de predict, eu îi dau un document și el o să-mi, output-ul pe care mi-l dă el o să fie de câte ori apare fiecare din cuvintele mele unice. Credeți că pot să apară de 3 ori, de 2 ori, de 0 ori? Asta o să fie ordinea în care apare. Și atunci când eu îi dau modelului meu, setul de antrenare, care a avut document 1, document 2, document 3, undeva pe aici o să fie un label cu spam, not spam, pe baza acestor chestii, el o să învețe cum să identifice care e fals. Și după când îi dăm noul meu document, o să ne spună direct care, dacă e spam sau nu spam. Întrebări până aici? Bine. Sunt totuși contexte în care să doar să, adică sunt multe contexte în care doar să numărăm cuvintele nu este suficient. Dacă sunt același agent de securitate și văd această geantă, mai sunt fructele cel mai relevant lucru? Parcă se schimbă puțin lucrurile. Dacă am aceste patru persoane și mi s-a spus că persoana cea mai... este un terorist care intră acum în ambasadă și este omul care are geanta cu bani. Care o să fie geanta la care mă refer? Geanta 4. Dacă îmi spune că este geanta cu arme... Bun. Chiar dacă este o singură armă, este singura geantă care are arme. Dacă îmi spune că este geanta cu fructe, o să fie geanta 2. Chiar dacă sunt exact la fel de multe fructe și în 1 și în 3, sunt exact la fel de multe, nu, sunt cu una mai puțin. Chiar dacă erau exact la fel de multe, raportat la toate obiectele de acolo, în 2 sunt cele mai multe fructe. Pe asta se bazează TF-IDF. Calculăm turn frequency, inverse document frequency. Adică, de câte ori apare cuvântul în document, împărțit la numărul de cuvinte din document, aici vrem să vedem efectiv frecvența per documentul pe care îl avem, și mulțim cu inverse document frequency, invers pentru că e dat peste cap, adică numărul de documente din corpus, corpus înseamnă set de date, împărțit la numărul de documente care îmi conțin cuvântul mie. Și atunci, dacă aplicăm asta pe gențile noastre, un TF-IDF pe fructe o să ne dea 1,1 pe prima geantă, 1,3 pe a doua, 1,1 pe a treia și așa mai departe. În ce situație credeți că o vectorizare din asta este potrivită? Pentru ce task? Da. Da. Dacă avem, de exemplu, un search engine, vrem să căutăm ceva, atunci cel mai util pentru noi este să le sortăm în funcție de cel mai important. Dacă eu vreau să caut geanta de fructe, mă aștept să, o să vreau întâi să văd geanta 2, după agențiile 1 și 3 și după următoarele agenții, în funcție de acest scor pe care l-au al importanței. Încă o dată arată exact la fel ca cel de mai devreme, pentru fiecare document, doar că aici nu ține minte numărul de apariție al fructelor, ci ține minte efectiv scorul pe care l-are. Nu o să fie fructe, arme, bani, adică pot să fie fructe, arme, bani, dacă astea sunt cuvintele pe care le-am identificat la început. Bun. Acum o să trecem la niște embedding-uri care iau în calcul puțin și sensul cuvintelor. Până acum nu ne-am uitat absolut deloc la sens. Embedding este word to vec și pe el v-am arătat exemplele de la început, cele în care aveam 100 de dimensiuni și spuneam fiecărui cuvânt ce este. Presupun că știți autosugestul de pe telefon, toată lumea l-are atunci când, sau l-a văzut vreodată, măcar o dată în viața lui, atunci când începe să scrie și sugerează următorul cuvânt. Știți cum a fost antrenat ChatGPT? Ați auzit de ChatGPT? Ok, aveți vreo idee cum a fost antrenat? Da. Pe multe documente de pe internet. Pe multe documente de pe internet, da. Și a fost antrenat să genereze următorul cuvânt. Exact la fel ca acest keyboard pe care îl avem noi aici. Pur și simplu, i s-a zis, ok, dacă ăsta e textul până acum, ce urmează?
Și ce urmează? Și ce urmează? Asta a fost GPT-1. După au făcut-o pe tot mai multe documente, după au mai integrat și oameni în loop-ul ăsta care să-i spună da, într-adevăr, dacă eu te întreb asta și tu îmi spui asta, este un răspuns corect? Dacă eu te întreb asta și tu îmi spui asta, nu e chiar un răspuns corect. Sau le-au mai dat exemple de, uite, un om ar răspunde la întrebarea asta așa. Atunci tu, dacă primești întrebarea asta, antrenează-te să răspunzi tot așa. Și așa mai departe. Adică este un concept destul de comun asta, să antrenăm doar pe care o să fie următorul cuvânt. ChatGPT e mult mai nou decât Word2Vec. Cum funcționează? Ne alegem în principiu un window, să zicem că ne uităm la 5 cuvinte. Aici m-am uitat la 3 cuvinte. Ok. Și o să spun că, bun, dacă am primele două cuvinte, mă aștept ca al treilea să fie ăsta. Dacă am aceste două cuvinte, mă aștept ca al treilea să fie mail. Și așa mai departe. Până când am ajuns la finalul documentelor pe care le-am. La antrenare se mai face o chestie, vă spun ca să aveți keep that in mind, chiar dacă voi nu este expected să antrenați așa ceva de la zero. Dacă eu îi dau doar exemple de tipul, pentru acest input o să fie acest output sau cuvintele astea două sunt unul lângă celălalt, riscăm să avem un model care crede că orice output ar da o să fie bine. Un model care crede că totul este, da, totul este flower power. Orice două cuvinte sunt în același context. Așa că noi când facem modele din astea, trebuie să-i mai integrăm și niște exemple de așa nu. Trebuie să-i mai spunem și un, dacă îi zic dă in, atunci nu mă aștept să am, pardon, dacă îi zic dă shalt, nu mă aștept să am likeliness lângă. Dar trecând mai departe. Dacă am această propoziție, ce mă aștept să fie pe puncte puncte? Car sau train? Car, train, bus. Mă aștept să, într-adevăr, am o oarecare intuiție de ce ar putea să urmeze. Dar dacă după puncte puncte apare bus? By incoming bus? Da, da, incoming, o trăsătură, poate să fie red, poate să fie green. Orice adjectiv. Orice adjectiv, da. Cumva ne cam ajută faptul că știm puțin context după puncte, puncte, ca să putem să completăm puncte, puncte. Da. Hai să zicem că e red. Pentru că e puțin ciudat să antrenăm pe care e cuvântul din centru. Pentru un model e exact același lucru dacă îl antrenăm doar pe un, hei, dacă am aceste patru cuvinte din context, mă aștept ca ăsta să fie output-ul meu. Mă aștept ca ăsta să fie cuvântul meu de pe centru. Nu e absolut nicio diferență în ordinea în care îi le dau. Eu doar pot să-mi imaginez că tot ce e pe verde este input-ul, tot ce e pe roșu este label-ul pe care o să-mi-l dea la final, este output-ul pe care o să-mi-l dea la final. Tricuri din astea sunt foarte comune. Bun. Și atunci, ca să ne facem viața și mai simplă, putem să pornim de la un task de, hei, dacă primesc acest cuvânt, output-ul mă aștept să fie acest cuvânt. Și să-l transform într-un, dacă am aceste două cuvinte. Ok, bine, bine întrebare. Așa nu, jumate-jumate, da și nu? Jumate-jumate e destul de bine. În majoritatea task-urilor cel mai bine este să ai o distribuție ca în realitate. Pentru task-ul ăsta jumate-jumate probabil e ok, dar de ce spun asta este că pentru că sunt multe situații, de exemplu, pe task-ul de anul trecut de sexism, erau mult mai multe situații în care nu era sexism, nu era ofensiv, nu era absolut nimic. A, și de mai multe foarte task-uri. Puține care erau sexiste. Asta pentru că asta e distribuția din realitate. Și noi vrem să facem un model care să funcționeze pe realitate. Ok. Și asta o să facă puțin mai clare și chestiile cu așa da, așa nu, pentru că noi putem să ne facem modelul mai simplu. În loc să fie un, pentru cuvântul ăsta, dă-mi output-ul ăsta, să fie un, dacă îți dau aceste două cuvinte, care sunt șansele să fie unul lângă celălalt? Care sunt șansele să-mi reprezinte același context? Aici e 1,09. Dacă eu îi dădeam doar câte două cuvinte care erau în același context și le antrenam doar pe alea, el mi-ar fi zis 1 pentru toate, pentru că nu a primit niciun exemplu de așa nu. De asta trebuie să-i dăm și niște exemple de așa, nu? Ce se întâmplă aici pe centru? O să o las la nivelul de black box momentan, pentru că faceți rețele abia după. Practic, e destul de mișto.
Este o rețea neuronală care se antrenează pe, hai să vedem ce cuvinte sunt în contextul cuvântului meu. Are un singur hidden layer, o să aflați ce e hidden layer la următoarea oră, are un singur layer de antrenare. Și layerul ăla reprezintă embedding-ul cuvântului la final. Puteți să, pot să vă dau link-ul să citiți despre asta după, dacă vreți. Okay. Și atunci ne-am redus tot task-ul la asta. Am un cuvânt, am niște cuvinte care ar putea sau n-ar putea să fie context. Și fiecare are un grad de cât de mult este un, mă aștept să fie în context sau nu. Întrebări. Forma proprie și forma metaforică al unui cuvânt au scoruri diferite? Au liniuțe separate. Aici. Adică, practic, atunci când, într-adevăr, asta este problema atunci când ne raportăm doar la nivel de cuvânt. Pentru că noi va trebui să ținem minte în embedding toate formele cuvântului. Și atunci el o să aibă probabil o dimensiune care spune există și forma figurată. Atunci când, dacă nu avem contextul, chiar nu putem face mai bine de atât. Cum facem să luăm în calcul contextul? Este checkbox-ul de care v-am zis la început, pe care o să-l vedeți la transformer. E efectiv un apelațiune.embedding și ok. Bun. Alte întrebări? Ok. Dacă nu aveți întrebări, propun să luăm acum o pauză de 10 minute și după trecem la exerciții și vă arăt cum apelăm asta efectiv. Bun. Bun. Exercițiile le aveți în aceleași resurse ca până acum. V-am zis să aveți acces la ele de pe workshop, de pe GitHub sau de pe Discord. Există multe librării utile pentru NLP, pentru MLE, pentru orice în Python. Există și seturi de date care sunt deja uploadate, nu este nevoie să ni le luăm noi de nicăieri. Asta este un exemplu, e foarte mic, foarte scurt, nu sunt actual propoziții, e doar așa un set de date de jucărie pe, la care să, pe care să putem încerca noi niște chestii. Vi le-am dat exemplu ca să vedeți pe cum apelăm funcțiile de mai devreme. Știți ce este o clasă? Sau un struct? Bun. Asta este ca un vectorizer. Este o clasă sau un struct, cum voi mai așa să-l gândiți, care are foarte multe funcții în el. Când îl inițializăm, trebuie să-l inițializăm, îi dăm și noi un nume, îi spunem vectorizer. Asta înseamnă doar că am făcut o instanță a clasei mele. Ca un vectorizer este ceea ce folosim ca să putem face automat bag of words. Toate modelele pe care le folosim o să fie clase. Și atunci eu, dacă îi dau instanța clasei mele, punct, funcția pe care apelez funcția fi transform cu textul pe care l-am, practic el, ce-mi zic că face antrenarea la bag of words? Îmi identifică toate cuvintele unice. Asta a fost pasul meu de antrenare. De aceea pot și să mă uit la toate cuvintele pe care le-ai identificat. Sunt cele de aici. Sunt toate cuvintele unice pe care le-am avut în setul de date de mai sus. Dacă ne uităm în schimb la vectorizarea tuturor propozițiilor, o să fie, cum v-am zis înainte, numărăm de câte ori apare fiecare cuvânt în parte. Numărăm, acest 1 înseamnă de câte ori apare computer în prima propoziție, 0 înseamnă că epus nu apare deloc în prima propoziție și așa mai departe. Setul nostru de date este mic, de aia toate apar maxim o singură dată. Dacă avem documente mai lungi, evident o să ne așteptăm să apară de mai multe ori. Dacă vrem să ne spună doar dacă există, nu există, avem un parametru numit binary pe care îl putem apela, care face fix asta. Dacă vrem că în loc să ne uităm la cuvinte singure, să ne uităm la diverse expresii, de exemplu să luăm secvențe de câte 2 cuvinte, 3 cuvinte, 4 cuvinte, asta se numesc n-grame. N înseamnă, N este la câte cuvinte consecutive o să ne uităm. Și putem să-i dăm intervale acolo de n-grame. Vrem să meargă de la un cuvânt până la 10 cuvinte în expresie. Sunt parametri pe care îi putem da noi ulterior ca să ne jucăm cu el. Îi dăm aici. Efectiv aici o să scriem n-grams egal 2-3 să zicem. Și atunci o să-mi ia toate
seturile de câte două sau trei cuvinte consecutive. Am uitat să spun, asta, eu aici lucrez în colab, este online. O parte dintre voi știu că l-ați văzut ieri, este varianta ușoară de a juca, de a lucra fără să fie nevoie să ne instalăm noi absolut nimic local, dar necesită conexiune la internet. Voi, dacă vreți să lucrați pe chestia asta, foarte important, eu pot să modific pentru că este un colab făcut de mine, dar voi aveți doar view access. Asta înseamnă că atunci când o să intrați, o să vă apare aici butonul de copy to drive. Trebuie să dați copy to drive, că altfel nu se salvează nimic. Doar ce modific eu aici, vedeți voi. Bun. Este un exercițiu pentru voi. Un minut, cine are laptopul în față, să inițializeze o clasă Bag of Words cu binary true. Reantrenată pe text și ar trebui să ne dea output-ul ăsta. Ah, uite, aici era un 2. Doiul ăsta o să ne ajute să ne dăm seama dacă a fost antrenat bine. Ăsta o să devină 1. Dacă ați încercat să rulați căsuțele de până aici, o să vedeți că v-a dat o eroare la ngrams, pentru că nu așa se numește. Ca să vedeți cum se numește, puteți să căutați direct pe net. Count Vectorizer, Sklearn. Și o să apară aici întreaga listă de parametri. Cel pe care voiam să-l scriu era undeva pe aici. Așa, ngram range. Nu e nevoie să țineți minte nimic de rost, puteți întotdeauna să găsiți lucrurile astea online. Și atunci, tot așa, ca să vedem, ca să setăm parametrul binary pe true, este parametrul ăsta. Valoarea lui default este false, pur și simplu scriem binary egal true și asta ne iasă exercițiul. Bun. Hai să trecem mai departe. Pentru TF-IDF, funcționează exact la fel ca mai sus ca la Bag of Words. Adică o să scriem un vectorizer egal TF-IDF vectorizer. O să-i dăm train
cum i-am dat aici. Și o să afișăm un X oare. Și o să ne dea această listă de numere între 0 și 1, cum ne așteptam. Bun. Dacă vreți să folosiți unul din aceste embeddinguri la competiție, asta e tot ce aveți de făcut. Nu vă apucați să le rescrieți. Atât. Ok, pentru Word2Vec, putem să le antrenăm noi pe setul nostru de date. Cum i-am dat aici, i-am dat textele și asta este, el face automat train-ul. După care putem să începem să ne uităm, ok, care este cel mai apropiat cuvânt. Pentru cel mai apropiat cuvânt o să avem vectorizer. Most similar de Word. Și acum dacă îmi rulesc căsuțele de până aici. Ar trebui să-mi și afișeze cuvintele în ordinea similarității. Sistem. Ok. El se așteaptă ca cel mai apropiat cuvânt de sistem să fie computer cu o acuratețe de 0,21. De ce? Pentru că setul de date pe care i-am dat este foarte mic. Nu poate mai bine de atât. Dacă vrem să vedem similaritatea între human și computer, cum facem? Apelăm fix funcția de mai sus. La fel cum am zis mai sus, o să am vectorizer. Similarity. Human. Computer. Și avem similaritate de minus 0,07. Dacă vrem să vedem tot felul de operații din astea, putem să mai adăugăm aici la pozitiv diverse cuvinte sau să mai scădem de la negativ. Pe King, Woman, Man nu sunt cuvinte pe care acest model le știe. Ar trebui să încercăm doar pe cuvintele pe care le-am văzut mai sus. Dacă vrem să vedem pentru King, Woman, Man, putem să luăm modelul ăsta, care e un model care a fost deja antrenat pe 300 de știri de pe Google. Și atunci știe destul de multe cuvinte, face niște conexiuni mult mai bune. Doar că ne așteptăm să dureze puțin până când îl instalăm. Adică astea sunt mai mult niște exerciții pe care vreau să le faceți voi acasă. Și o să vedeți că dacă ne uităm care este similaritatea cu cuvântul, care este mai apropiat cuvânt de sistem sau similaritatea între alte cuvinte, o să avem rezultate complet diferite față de mai devreme. Puteți intui de ce? Are mai multe date cu care lucrează, deci are mai multe exemple de referință, practic. Da. Și nu e relevant doar dacă are mai multe sau mai puține date, ci și ce date sunt. Pentru că eu dacă iau un model preantrenat pe un alt set de date, nu acest set de date de știri, dacă iau un model preantrenat pe seturi de date tehnice, să zicem, ne așteptăm din nou să ne dea cu totul alte rezultate. Nu o să fie neapărat la fel de îndepărtate, cum sunt de rezultatele noastre, cum sunt acum astea de aici față de date de mai sus, dar o să fie diferite, pentru că e pur și simplu specializat pe altceva, modelul nostru. Un lucru cool pe care îl puteți vedea, pe care o să-l puteți vedea atunci când se încarcă modelul ăsta, dacă vă uitați la similaritatea unui cuvânt, o să vă arate și diverse typo-uri. Așa că voi dacă aveți de-a face cu cuvinte care au typo-uri în ele și vreți să le corectați, o primă variantă este doar să căutați care este most similar word pentru el. Să-l alegeți pe cel care există în dicționar. Desigur, există multe typo-uri pe care nu le-am învățat, cu alea nu avem prea multe variante de rezolvare. Aici v-am mai pus niște exerciții. V-am mai dat un exemplu de import Wikipedia, adică puteți să import Wikipedia, pur și simplu ia toate articolele de pe Wikipedia. Puteți să-i ziceți, să alegeți efectiv o pagină de pe care să vă ia întregul conținut cu care să vă jucați. Aici o să vă apară mai jos tot articolul. După care să încercați să rulați pe pagina de Wikipedia toate funcțiile de până acum.
Adică să... de exemplu, să vedeți câte cuvinte de acolo apar în setul de date de Google News, câte nu apar, similarități, sau să vedeți ce seamănă cel mai mult cu niște cuvinte date. Bun. Cât se chinuie acest model, vreau să trecem la partea de preprocesare. Ieri ați vorbit puțin de preprocesare la modul general. Acum vreau să vorbim pentru texte. Ce informație credeți că este sau nu este relevantă atunci când avem de-a face cu un text? Fără să citiți. De exemplu, prin slide-uri aici, aveam cuvântul winning și cuvântul winnings. Pe mine nu mă interesează exact care e forma în care apare, mă interesează doar ce reprezintă. Așa că dacă aș avea o modalitate să le reduc pe toate la aceeași formă, m-ar ajuta destul de tare. Asta se numește lematizare sau stemming. Nu le folosim niciodată pe amândouă. De ce? Ambele sunt metode de a reduce un cuvânt la cea mai simplă formă a lui. Lematizarea înseamnă căutăm varianta lui de dicționar. Stemming înseamnă aplicăm o serie de reguli predefinite ca să ne apropiem cât mai mult de un stem. Stemul de cele mai multe ori nu este în dicționar, e doar forma cea mai scurtă a cuvântului și se poate suprapune cu alte cuvinte preexistente, dar funcționează mult mai rapid decât lematizarea și pentru că se bazează pe reguli, nu o să ne dea atât de multe erori pentru cuvintele pe care nu le avem în dicționar. Doar o să taie capetele. Altceva. Transformarea în litere mici. Credeți că avem nevoie mereu să transformăm totul în litere mici? Dacă este pentru abrevieri, într-adevăr, s-ar putea să ne ajute faptul că sunt cu litere mari. Vrea să exprime ceva și e scris cu caps ca să... Da. Într-adevăr, știi, ca să identificăm sentimentele, s-ar putea să ne ajute să fie un feature important pentru noi faptul că sunt scrise cu caps, diverse cuvinte. Poate că are cuvântul cel mai important în text. Asta este ceea ce încerca să transmite cel mai puternic. Deci nu este un lucru pe care îl aplicăm mereu. Și asta este important de înțeles la toată partea asta de preprocesare de text. Nu aplicăm totul mereu. În funcție de context, unele procesări o să fie mult mai utile decât altele și nu neapărat cum ne așteptăm la ele. Voi puteți folosi ce ați învățat ieri la partea de data visualization ca să încercați să faceți o comparație, să vedeți, ok, pentru labelul ăsta cam câte cuvinte cu caps există sau care sunt, pentru labelul ăsta cam câte există și care sunt. Și să încercați după stărul ăsta pe modelul vostru. Sau puteți pur și simplu să încercați toate variantele de aici las cu literă mică, aici las cu literă mare și așa mai departe pe modelul vostru să vedeți ce merge mai bine. Nu există o rețetă efectivă. Ce este important de știut este că vă poate schimba extrem de mult acuratețea. Adică puteți sări de la un 0,4 la 0,7 doar din preprocesare. Și cam aici o să se fac diferențele și atunci când e vorba de state of the art. La prima chestie cu la preprocesare în care aduceam cuvintele la forma lor cea mai scurtă, nu ar scădea foarte mult din acuratețea acestui lucru, pentru că până la urmă sunt cuvinte la care o formă negativă, toți cu baza aia sunt și practic ar însemna fix opusul. Înțeleg ce spui. Forma negativă cred că o lasă. Cred că scoate doar declinări, conjugări, chestii de genul ăsta. Într-adevăr, putem pierde informație. Adică, într-adevăr, sunt contexte în care ne interesează asta. De exemplu, au fost studii care au arătat, în care au observat că oamenii cu depresie folosesc mai mult persoana întâi atunci când vorbesc. Astea sunt observații pe care le putem face și ne pot ajuta nouă modelul. Dar toate astea ține de zona de data analysis pe care o facem înainte să începem să scriem efectiv un cod. Noi când începem, când vrem să scriem un cod, e destul de important să urmărim câțiva pași. Pentru început,
O să avem bucata de data analysis. Am scris greșit. Bă, nu, n-am scris greșit. Așa. În care ne uităm la datele noastre, vedem care sunt tendințele. E important dacă avem texte de știri sau tweet-uri, pentru că atunci ne așteptăm să fie ori la cuvinte scrise greșit, ori ne așteptăm la diverse emoticoane emoji-uri, ori ne așteptăm să fie cuvinte mult mai lungi, cu formă mult mai complicată. Chestiile astea ne afectează destul de mult. După aia avem bucata în care facem efectiv preprocesarea datelor. Atunci când facem preprocesarea datelor, este ceea despre care o să vorbim acum, sunt chestii mult mai de finețe. Cum reducem totul la o formă în care să păstrăm doar informația relevantă pentru noi, pentru task-ul nostru. După aia, dacă suntem pe text, avem partea de vectorizare sau embedding, în care transformăm totul în numere ca să putem da informația mai departe unui model la antrenare. Când antrenăm cu modele cum sunt cele pe care le-ați făcut ieri, cum este KNN, cum este SVM, cum sunt rețelele neuronale, cum sunt transformerii, orice model. Dar trebuie neapărat să trecem prin celelalte părți până să ajungem aici. După ce am antrenat, avem pasul de optimizare. Adică vedem cât ne dă pe setul nostru de validare. De acurate avem pe setul nostru de validare, să luăm de la cap, până când ajungem la un scor suficient de mare. Mai modificăm ceva dinainte, mai încercăm alt model, mai încercăm altă preprocesare, mai încercăm altă vectorizare. Cam pe aici se limitează deciziile pe care le putem lua. Dacă facem o rețea, încercăm mai multe, schimbăm hiperparametrii de la antrenare, încercăm mai multe leere, mai puține leere. Dar important de știut este că trebuie neapărat să trecem prin pentru un test NLP. Bun. Hai să trec puțin și prin cum facem chestiile astea. V-am trecut aici un shortlist de lucruri pe care le putem aplica pe text. Pentru început, e bine pentru multe modele să împărțim în cuvinte. Asta se numește tokenizare. De ce tokenizare și nu împărțire în cuvinte? Nu împărțim, un token nu e neapărat un cuvânt sau nu neapărat un cuvânt întreg. Un token pentru mine poate să fie un nume complet sau un nume de instituție. Un token pentru mine poate să fie jumătate de cuvânt. Pot să împart don't în do și nu apostrof to. Depinde de decizia pe care o luăm. Poate că vrem să împărțim, nu, un token pentru mine poate să însemne o propoziție. Poate că vrem să împărțim totul în funcție de propoziții și vedem după ce facem cu asta. Transformarea litere mici, am discutat mai devreme. Poate vrem să eliminăm cifre sau să le transformăm în numere. Există librării care transformă direct în cuvinte ca să le avem pe toate în exact același format. Pentru semnele de punctuație, din nou, există o librărie care are doar lista tuturor semnelor de punctuație și putem să o apelăm. Sau putem să le luăm de mână, dacă vrem neapărat. Apropo de semnele de punctuație, în funcție de tokenizarea nu se bazează doar pe spațiu și din cauza faptului că s-ar putea să avem semne de punctuație puse în locuri în care nu ne așteptăm. Adică nu toată, între propoziții poate avem un semn de exclamare cu spațiu sau un semn de exclamare fără spațiu, totul e lipit între ele. Nu e suficient să ne uităm doar la lucrurile astea. Pentru link-uri, tag-uri, mențiuni, astea le vedem de obicei în social media. Linkurile încep cu HTTP sau cu www sau cu HTTPS. Tagurile încep cu hashtag, mențiunile încep cu arond. Un lucru care este practică este să ne înlocuim cu varianta între paranteze pătrate. Adică, pentru o mențiune, o să transform arondul în user. Și atunci programul meu știe că acolo m-am referit la un alt user. Nu e important care era userul, nu era important cum, ce formă are numele lui. Pentru mine e important doar că a existat. Pentru că poate există tendințe ca oamenii care fac nu știu ce să dea rând la mult mai mulți alți oameni. Același lucru și legat de hashtag-uri.
Poate pentru noi este important să doar să știm că dă tag-uri. Poate chiar ne interesează cuvintele. Și atunci o să scoatem hashtag-ul din față și încercăm să separăm un cuvinte. Link-urile din nou. Poate vrem să intrăm pe link-uri, dar formatul în care apar chiar nu ne interesează. Ok, emoticoanele ne pot deranja atunci când căutăm punctuația, așa că sunt primele pe care trebuie să le, care trebuie să facem ceva când lucrăm. Emojiurile, putem să le scoatem, putem să le transformăm în cuvinte, avem librării pentru asta. Iar stop words sunt cele mai comune cuvinte dintr-o limbă. Sunt cuvinte care există pentru că așa s-a format limba, trebuie să existe ca să aibă sens ceea ce spunem, dar nu transmit nicio informație relevantă. De exemplu, a, în, pentru. De cele mai multe ori sunt doar acolo pentru context. Nu ne dau niciun fel de informație, putem doar să le scoatem pe toate. Ca să le folosim. Astea sunt câteva download-uri necesare ca să putem trece prin o parte, mare parte din funcționalitățile de mai jos. Și am luat acest Twitter Samples, are o listă de tweet-uri pozitive și mai are o listă de tweet-uri negative. Tweet-urile negative o să vă las pe voi să le luați. Hai să zicem... Negative tweet. Și aici în loc de pozitiv o să fie tot negativ. Sunt deja împărțite în cele două label-uri. Astea sunt cele două clase în care vrem să le împărțim. O să facem exerciții doar pe cele pozitive și rămâne ca voi să, după ce vă arăt eu cum funcționează lucrurile astea, să încercați să le comparați între ele. Și o să ne uităm puțin pe setul de date. Vedeți că avem hashtag-uri, arunduri, emoticoane, multe semne de punctuație, în locuri în care, la care nu ne așteptăm neapărat. Ce mai observați? În setul ăsta de date. Cam la ce ne așteptăm doar uitându-ne la date? Ce ne așteptăm să fie important să facem ca să procesăm acest text? Ar trebui să știm întâi pentru ce anume pregătim datele și ce anume vrem să facem cu ele? Okay. Da, da. Într-adevăr, e foarte important pentru noi să știm care este task-ul, care e motivul, ce vrem să facem cu ele. Poate că task-ul meu este doar să identific câte... să scot informații despre persoane din acest text. Poate vreau să fac name identity recognition, care asta este. Poate vreau să le văd că sunt ofensiv. Să zicem că vreau momentan doar să văd care sunt pozitive și care sunt negative. Ce mă aștept să mă intereseze? Cred că emoticoanele ar putea să facă aici diferența, că văd că aici au fețe fericite și fețe triste la celelalte. Într-adevăr, ne așteptăm ca emoticoanele să ne dea o anumită informație și atunci am vrea să identificăm dacă apare un happy, un happy face, să-l înlocuim poate cu un tag numit happy. Alte idei. Cuvinte urâte, de exemplu? Să identificăm dacă sunt cuvinte urâte în fiecare dintre ele. Ar putea să fie relevant. Într-adevăr, ar putea fi interesant asta. Putem să ne uităm, da, să numărăm câte cuvinte urâte sau care cuvinte urâte apar în tweet-uri pozitive versus negative. Poate oamenii au anumite tendințe să vorbească mai urât dacă sunt mai nefericiți. Da. Alte idei? Puteți să vă gândiți la absolut orice. Nu vezi că e din lista de mai devreme. De exemplu, dacă avem verbe corelate cu afectivitatea, gen hug, love sau nu știu, atunci e clar pozitiv. Da, da. Putem să le punem un parametru din acela de cât la sută e afectiv, pozitiv și negativ. Da, putem să facem asta. Putem. Ok, bun. Atunci să trecem mai departe. Aveți câteva idei?
Mi-a scutit microfonul. Ceva idei, o să trecem printr-o preprocesoare default, după care putem să începem să mai adăugăm informații din astea despre care am discutat. Ok. Pentru tokenizare, avem cea mai simplă variantă, îi dăm split, doar că asta nu ia în calcul semnele de punctuație, nu ia în calcul emoticoane, nu ia în calcul nimic, doar în parte după spații. Avem funcții, de exemplu în LTK avem funcția WordTokenize, care mi le împarte, ia în calcul semnele de punctuație, doar că ne așteptăm ca fiecare semn de punctuație să aibă propria lui linie, ne așteptăm ca să ne pierdem emoticoanele, cu emoticoanele nu avem ce face, astea trebuie să le analizăm primele dacă vrem să facem ceva cu ele. Și ne așteptăm și ca linkurile să le facă destul de weird. E bine să ne uităm pe date ca să vedem efectiv ordinea în care să aplicăm toate funcțiile astea. E destul de clar că ar trebui să facem ceva cu linkurile, cu emoticoanele, cu hashtag-urile înainte de tokenizare ca să nu ne să n-avem surprize neplăcute. Pentru funcții pentru linkuri sau pentru... Nu. Avem funcții pentru o parte dintre ele, pentru altele le facem manual. Dar ca să le facem manual pentru linkuri, de exemplu, noi putem doar să dăm un search prin text de începe cu. Există un conceptul de regular expression, regex. În regex noi putem doar să ne facem un format, să zicem dacă începe cu HTTP sau începe cu www, atunci taie până la spațiu, tot ce e text până la spațiu. Tot așa emoticoanele putem să ne scoatem noi o listă de cam așa ne așteptăm să arată. Tokenize, în funcție de ce separă? Sau? Word tokenize da. Separă în funcție de cuvinte. De ce consideră el că e un token? Și acest, în LTK, vedeți că don't este separat în două. E exemplul pe care dăsem mai devreme. De ce? Pentru că do este verbul care ne interesează, not este terminația de negativ pe care nu vrem să o pierdem. Adică, cum spunea și Delia mai devreme, este extra informație pe care vrem să o avem acolo. Dar le putem totuși separa în două cuvinte care transmit chestii semi-diferite. Există și funcția care împarte în propoziții, dacă avem nevoie doar de propoziții. Pentru litere mici putem doar să aplicăm punct lower, pe orice text, orice dimensiune, oricâte cuvinte, nu ne interesează. O să facă tot o literă mică. Pentru cifre, avem o funcție care ne spune dacă este format doar din numere, un cuvânt. Mai există o funcție numită numToWords. Ia să zicem aici, numToWords. Care transformă toate numele din text în varianta lor în cuvinte. Putem să ne uităm și la asta. Pentru semnele de punctuație avem funcția punctuation, care v-am spus, are întreaga listă de semne de punctuație posibile. Tot ce nu este literă aici și putem să separăm în funcție de asta sau putem doar să le dăm delete tuturor din text. Poate pe noi ne interesează câte semne de exclamare au început, le numărăm, ținem minte câte sunt și după doar le scoatem pe toate, cât trecem mai departe. Pentru link-uri, tag-uri și mențiuni, ce am spus mai devreme, putem să trecem prin text și ne uităm pentru fiecare cuvânt, putem să împărțim întâi după spații și ne uităm atunci pentru fiecare cuvânt, dacă începe cu una din aceste simboluri, îl scoatem cu totul și după trecem mai departe. Pentru emoticoane, cam trebuie să ne facem noi o listă, nu prea... Există o librărie, dar nu mai țin minte acum cum se numește. În majoritatea nu funcționează foarte bine, doar ni le înlocuim noi. Pentru emoji-uri există librăria emoji pe care ne transformă, vedeți aici în cuvinte, ceea ce se transmite emoji-ul respectiv. Iar pentru stop-words, tot așa, avem o listă întreagă de stop-words în limba engleză. Astea sunt primele 10. Ne selectăm limba pe care vrem să le identificăm, după care doar le dăm skip când trecem printr-o propoziție. Lematizarea era cea care aduce la... Da.
Pe procesare am eliminat cuvintele de legătură, dar asta ne pierde din informații. Există contexte în care cuvintele de legătură contează foarte mult. Da. E ok să pierdem această informație sau... Depinde. Trebuie să testăm și să vedem. În pasul de data analysis ne dăm seama dacă contează sau nu. Da. Ok, mulțumesc. Asta se aplică la absolut tot. Absolut orice se poate dovedi a fi util. Știe să realizeze și dacă sunt folosite emojiile, de exemplu, într-un mod sarcastic? Nu. Ok. Dar o analiză pe asta ar fi destul de utilă. Ar transmite destul de multe informații, într-adevăr. Nu știe nici să identifice acel slash este sarcasm. Informații din astea mai... sunt informații greu de identificat. Bun. Pentru lematizarea, ca să ducem la forma cea mai simplă a cuvântului, doar am inițializat această clasă, aplicăm funcția lemmatize pe cuvântul meu. Pentru stemming, exact același lucru, doar că se numește altfel clasă. Și vedeți cum pentru cuvântul lives avem două variante diferite. Este expected. Este normal, asta ne așteptam să se întâmple. Ok. Acum vreau să treceți voi prin exercițiile astea. Să încercați să rezolvați, să mă prim printre voi să văd dacă aveți nevoie de ajutor. Și după putem să le facem și împreună. Bun. O variantă, cea mai simplă variantă de a trece prin text este să ne facem, în primul rând, să-l împărțim în tokenuri, cum am zis mai sus, și atunci pot să-i zic text devine text. Word tokenized. Pardon, word tokenized the text. Așa. După care putem să parcurgem fiecare token în parte cu o metodă numită list comprehension. Adică pot să-i zic text devine cuvânt, hai să zicem token, for token in text. Ce o să fac asta? În momentul de față, absolut nimic. Adică, am apelat Word Tokenize ca să-mi împartă textul de mai sus în mai multe elemente, într-o listă de cuvinte. Și aici am zis doar să le parcurgă. Asta este varianta foarte pe scurt pe care o folosim ca să scriem un for. Cu ce ne ajutăm? Eu pot să încep să pun if-uri aici. O să-i zic să fie nimic dacă tokenul meu este un digit. Altfel să-l păstreze așa cum e el. Și în acest list comprehension eu pot să-i mai zic, pot să mai adaug reguli. Pot să-i zic să nu facă nimic dacă este un stop word, tot așa, să nu-l păstreze. Să-mi păstreze aici, în loc de doar token, să-i zic să fie token.lower, ca să fie varianta lowercase. Pot să îi mai pun niște if-uri, să văd if începe cu arond, tot așa, înlocuiesc cu un tag. Și atunci pe varianta asta ne e cel mai ușor să facem toate modificările de care ziceam. Bun, încercați să faceți așa și cu celelalte. Da. Cum funcționează for-ul ăla de la sfârșit? For-ul ăsta de la sfârșit. Da. Ok. Stai să-l scriu din nou. Eu am mai multe variante de a scrie un for. Eu pot să-i zic for token in text să facă ceva cu tokenul meu. Și contează numele variabilei? Nu. Nu, nu, nu. Doar îi punem nume care știm ce... Care are relevanță, da. Exact, care au sens pentru noi. Sau pot în variabilă... Cum ar trebui să fac aici ca să-mi iasă textul fix paranteză-paranteză? Ar trebui să am un text 2 care momentan e nimic. Pe parcurs încep să-i apenduiesc tokenii unul câte unul ca să, pe măsură ce fac diferite modificări pe el și după dacă mai vreau să mai pun alte if-uri, le adaug tot aici în for, în varianta în care sunteți obișnuiți din C++. În schimb, dacă list comprehension mă lasă să fac asta pe scurt. Știe că mă aștept să pornesc de la o listă, vreau să rămân în același format de listă. Și după doar îi adaug pe tokenul meu toate modificările pe care le vreau. Nici măcar nu e nevoie să-i zic token aici. Poți să-i zic să-mi pună 3
în fiecare cuvânt din listă. O să existăm până 3 pentru fiecare cuvânt din listă. Fără să-i dau un nume explicit cuvintelor din listă. Ok. Alte întrebări. Ok. Aici, formatul în care o să-mi apară o să fie cuvânt, șirvid, șirvid, cuvânt și așa mai departe. Dacă vreau să-mi păstreze doar cuvintele care nu, care respectă if-ul respectiv, atunci îl pun la final. Adică îi zic token.lower, așa, for token in text, if. Dacă pun if-ul la final, atunci este un filtru. Dacă îl pun la început, atunci este un fă-mi asta dacă da, fă-mi asta dacă nu.